Am o provocare pentru tine. Am primit această provocare dintr-un podcast al lui Joe Dispenza acum mult timp în urmă și mi-a plăcut maxim rezultatul. De aceea te provoc să-ți imaginezi de 3 ori pe zi, câte 15 minute, cum ești recunoscător pentru viața pe care o ai și pentru lucrurile specifice sau persoanele specifice care sunt în viața ta. Joe Dispenza spune că a descoperit prin măsurători că îți crește sistemul imunitar, ca și când ai fi făcut un vaccin antigripal, de exemplu. Făcând această provocare drept practică zilnică, am observat că răcesc foarte rar și sunt mult mai sănătoasă în general. Consider că se întâmplă acest lucru deoarece nu poți fi în frică și recunoștință simultan. Și atunci corpul meu se poate regenera când sunt în recunoștință și se face mult mai ușor. Scrie-mi în comentarii cum te simți după 4-5 zile de făcut această provocare. Sunt Elena Paula Ciubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.